Conform noii măsuri de austeritate de la Complexul Energetic Hunedoara, ortacii vor lucra doar 4 zile pe săptămână în loc de 5. Când au aflat, minerii din schimbul 2 de la Mina Lonea au răbufnit și au refuzat să intre în subterană. Deci nu sunteți de acord? Păi cum să fim de acord? Păi suntem direct vizați. Și cum vă afectează la salariu? Cu 20%. Echivalentul a 16 zile de șomaș tehnic, ca să știți. Asta e realitatea. Acum comunul și noi, de-aia merg să facem bani, să vorbim. Astăzi, la schimbul 2, la ora 11, am fost chemat în sala de pontaj, unde, spre surprinderea mea, atât personalul indirect productiv, sectoarele general și transport, cât și personalul de la producție a refuzat intrarea în subteran pentru aplicarea măsurii de reducere a săptămânii de lucru de la 5 la 4 zile. Spre surprinderea mea, iarăși, am aflat că această măsură se aplică puțin diferențiat la exploatarea minieră Lupeni față de restul exploatărilor. Iar acum, la ora 13, vom avea o întâlnire cu domnul director general tocmai pe această temă. Momentan zic eu că acest conflict a fost dezamorsat, oamenii se vor îndrepta spre locurile de muncă, urmând ca mâine, dacă măsura se va aplica mult mai amplu la mina Lupeni decât la restul exploatărilor, oamenii vor continua protestul. Cei care vor fi afectați de această măsură nu sunt ortaci de la front, ci doar cei de la suprafață, indirect productivi, dar și personalul TESA. Conform planului, angajații vor fi nevoiți să stea acasă fie lunea, fie vinerea, astfel încât activitatea să nu fie oprită în ziua impusă a fi drept nelucrătoare. Această diferențiere între mina Lupeni și restul exploatărilor înseamnă că aici se încearcă aplicarea acestei măsuri și pe activitatea de subteran, adică sectorul transport, sectorul electromecanic, sectorul aeraj, deci se încearcă aplicarea, extinderea acestei măsuri și acolo, ori se știe și acestea sunt, chiar dacă nu sunt elemente direct productive, sunt elemente extrem de importante în activitatea oricărei mine. Un lucru foarte important este faptul că măsura a fost impusă fără consultarea sindicatelor, care acum caută prevederile legale să conteste acțiunea.